Mi se pare foarte important să precizez că noi nu ne adresăm doar proaspeților posesori, ai viitori posesori a unei diplome de bacalaureat. Încă de acum două decenii, Universitatea din Stockholm se mândrea că peste 40% din studenții ei sunt dincolo de vârsta tradițională pentru studenție. Exact în ideea că a învăța pe tot parcursul vieții este extrem de important și ei se mândreau cu lucrul ăsta. Oferta noastră se adresează atât absolvenților de liceu, cât și tuturor celor care, din motive de ordin profesional, dar și din motive de ordin personal, ca să-și îmbunătățească opțiunile de viață și ca să se dezvolte din diferite puncte de vedere, doresc să-și completeze studiile. Acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Noi suntem o facultate de psihologie și pedagogie. De ce sunt importante psihologia și pedagogia? Să o luăm pe rând. Psihologia, simplu vorbind, este știința care studiază gândirea, emoțiile, comportamentul oamenilor pentru a putea să facă predicții în legătură cu modul în care oamenii se vor comporta în diferite situații și eventual, de exemplu, unul dintre lucruri, să poată să ajute la punerea oamenilor potriviți în locurile potrivite. Noi în România de obicei ne plângem că nu suntem destul de solidari, că nu suntem destul de sensibili la problemele altora, că nu ne ajutăm suficient între noi. Ori cei care se pregătesc în domeniul psihologiei vor putea să-și aducă o contribuție la rezolvarea unor asemenea probleme. Dacă ne gândim acum la pedagogie, pedagogia este, tot așa, simplificând, știința care are drept domeniul de studiu educația. Și până la urmă, ce este educația? Educația este, dacă vreți, cea mai bună strategie pe care a descoperit-o umanitatea până acum. Cine știe, poate în viitor s-ar putea descoperi alta. Ca să acopere acest gol între faptul că, pe de o parte, existențele individuale sunt finite, oamenii se nasc și mor, dar, pe de altă parte, societatea trebuie să-și continue existența. Și strategia descoperită este să transmită de la o generație la alta ceea ce este necesar pentru supraviețuirea și pentru dezvoltarea, pentru progresul unei societăți, unei comunități. Ce le oferim noi, potențialilor noștri candidați? Noi le oferim, la nivel de licență, un program de studiu în domeniul psihologiei, în forma cu frecvență. Le oferim, de asemenea, un program de studiu, tot la nivel de licență și tot în domeniul psihologiei, la frecvență redusă. În legătură cu pedagogia, le oferim un program de studii la nivel de licență, în forma de învățământ zi sau cu frecvență. Și avem, de asemenea, două programe de master care sunt interdisciplinare pentru domeniile de psihologie și pedagogie, dintre care unul este de consiliere educațională, iar celălalt este de învățământ primar și preșcolar. Ce pot face absolvenții noștri când termină aceste programe de studii? Cei care absolvă cu succes programele de studii de psihologie se vor afla în situația de a se înscrie pe diferitele filiere de formare ce conduc spre a obține dreptul de practică acordat de către Colegiul Psihologilor în asemenea domenii cum ar fi psihologie educațională sau psihoterapie sau psihologia muncii sau altele. Aici sunt, din fericire pentru absolvenții noștri, niște reglementări foarte clare, iar absolvenții noștri au succes.
nu a avut niciun fel de probleme în a obține drept de practică de la Colegiul Psihologilor sau de a obține acces la acele programe de formare prin master ce îi pune în situația de a solicita drept de practică. Absolvenții programelor de studii la nivel de licență de pedagogie pot să devină profesori în învățământul gimnazial și pot de asemenea să se înscrie pe diferitele filiere de formare postuniversitară pentru a deveni cadre de conducere, specialiști în diferite domenii ale educației. În facultatea noastră eu am găsit și am făcut tot ce mi-a fost posibil ca să mențin o tradiție a unei foarte bune apropieri între cadrele didactice și studenți. Noi, fiind psihologi și pedagogi, știm foarte bine cât este de important să existe o legătură pozitivă și cu accente emoționale pozitive între profesor și elev sau între profesor și student. Și facem tot ceea ce ne este posibil ca să încurajăm acest tip de raporturi. Continuăm să avem niște relații foarte bune cu foștii noștri studenți, care frecvent vin la noi atunci când au o problemă. Au o problemă, nu știu cum să o rezolve, hai să mă duc până la facultate. Să vedem, să mai discut cu profesorul cutare sau cu profesorul cutare, care știu că ar putea să mă sprijine în legătură cu asta. Începând cu această toamnă, deja un număr de studenți, ca și un număr de profesori, vor fi implicați în programe de mobilitate Erasmus. Și problema noastră va fi aceea de a-i selecta din punct de vedere al competenței lingvistice și din alte puncte de vedere pe cei care urmează să participe la asemenea programe. Misiunea noastră e adevărat că este aceea de a transmite cunoaștere, dar are și o foarte importantă componentă de a produce cunoaștere. Și producerea de cunoaștere se realizează prin activitate de cercetare. Frecvent, la sfârșitul unui semestru, înainte de examenul final, cei care au făcut proiecte de calitate le prezintă în fața colegilor. Iar cadrele noastre didactice participă la conferințe internaționale. Care considerați că ar fi principalul atu pentru care cei care au în fața oferta pe internet sau pe ziare sau pe televiziuni în privința admiterii în 2014 la o formă superioară de învățământ, ar face opțiunea pentru psihologie-pedagogie la facultatea pe care o conduceți dumneavoastră din cadrul Universității Spiru Haret în municipiul Brașov? Primul atu la care aș face referire este infrastructura de care dispunem. Cel de-al doilea atu este reprezentat de profesorii noștri, care, pe de o parte, se implică tot mai puternic în activități de cercetare cu relevanță la nivel internațional, dar care, în același timp, continuă să fie foarte apropiați de studenți și plini de solicitudine față de aceștia. Cel de-al treilea atu este, cred, orientarea pe care noi avem în ultima vreme, respectiv aceea de a ne conecta la ceea ce se întâmplă pe plan internațional.